Tată bun care ești în ceruri, în numele scump al Fiului Tău, venim înaintea Ta, adunați, Doamne, ajută-ne să fim o inimă și un gând, înaintea tronului milei Tale, cu inimile deschise, să învățăm din cuvântul Tău, să înțelegem mesajul, să binecuvânți pe Cel ce va transmite, Doamne, din cuvântul Tău. Te rugăm, iartă-ne și curățește-ne de tot ceea ce ne desparte de Tine, de tot ceea ce întinează inima noastră. Căci de acolo, Doamne, ies izvoarele vieții. Dă-ne Duhul Tău și ajută-ne să fim cu adevărat copiii Tăi. Te rugăm ca pacea Ta să fie în casele noastre, în inimile noastre și oriunde Tu ne trimiți în această lume, să ducem, Doamne, această bună mărturie despre Tine, despre dragostea Ta, fiind plin de pace, ca să fim acei copii pe care Tu îi dorești. Te rugăm să fii cu fiecare în parte, să le binecuvânți familiile, să le binecuvânți viețile, să le dai putere și tot ceea ce au nevoie fiecare în parte. În numele Fiului Tău Te-am rugat și îți mulțumim. Rămâi cu întreaga omenire. Amin. 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 Vă doresc pacea Domnului. În seara aceasta vom continua studiul nostru al cărții lui Alonso Jones, Evanghelia veșnică în epistola către Galateni. Am studiat săptămâna trecută Vechiul Legământ și am văzut că Vechiul Legământ a fost defectuos. Vă amintiți, cei care ați fost prezenți, care a fost problema cu Vechiul Legământ? De ce nu a fost bun? De ce a fost nevoie să fie înlocuit cu un nou legământ? Este cineva care se amintește? Trebuie să ridicăm mâna, să răspundem. Ar fi mai bine, da, ca să avem ordine. Oricum, era mâna ridicată, așa că poți să spui. Da. Păi este ridicată că am zis că citesc. Mă gândeam la faptul că, de fapt, cel mai vechi legământ este acela între tatăl și fiul. Și acela este primul legământ. Și acela este adevăratul legământ. Iar al doilea ar fi cumva cel de pe Sinai, care e făcut în puterea umană și în, nu știu, în crederea în sine. Așa, da. Deci problema cu acel legământ pe care noi îl numim Vechiul Legământ, adică legământul de la Muntele Sinai, era în făgăduință, făgăduința poporului. Ei au promis că vor face tot ce a spus Domnul. Și bineînțeles, ei nu au fost în stare să facă acest lucru și au dovedit doar câteva zile după ce au făcut promisiunea, au făcut vițel de aur. Dovada că ei au promis ceva ce a fost imposibil în puterea lor să facă. Dar ei nu știau acest lucru. Noul legământ este făgăduința lui Dumnezeu, că El va face lucrurile pe care le-a promis. Și de aceea noul legământ este un legământ desăvrășit. Pentru că atunci când Dumnezeu promite ceva, acest lucru cu siguranță va fi împlinit. Când omul promite ceva, de multe ori promisiunea lui nu va fi împlinită. Mai ales când este vorba despre mântuire, despre păzirea legii, despre neprihănire. Noi putem promite fiecare zi că îmi vom asculta, că îmi vom fi credincios, că îmi vom face lucruri, mă refer la lucruri bune. Atunci când promitem în puterea noastră, crezând că putem face acele lucruri, aceste făgăduințe, aceste promisiuni, am citit săptămâna trecută, nu valorează nimic. Pentru că făgăduința omului nu are nicio valoare. Este instabilă. Dacă astăzi poate reușim să ne ținem de promisiune, mâine
nu ne ținem această promisiune. De aceea acest legământ, vechiul legământ a fost un legământ defectuos și trebuia schimbat. Și am rămas la întrebarea dacă Dumnezeu știa că făgăduința poporului nu este bună, că nu se va ține poporul de această făgăduință, că o va călca. De ce Dumnezeu a intrat în legământ cu ei, în acel vechi legământ cu ei? Asta a fost întrebarea cu care am terminat studiul din săptămâna trecută și în seara aceasta vom vedea motivul pentru care Dumnezeu, știind că legământul pe care poporul l-a făcut cu el nu este bun, totuși a intrat în acel legământ cu ei. Și mergem imediat la primele versete de citit. Vom citi din Galatenii capitolul 4, de la 21 la 31. Sunt versete pe care le-am citit de câteva ori în ultimele săptămâni și cred că deja le știm pe de rost, dar e bine să le repetăm încă o dată. Sora Alina are mâna ridicată prima de citit, așa că ascultăm. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuiesc luate într-alt sens. Acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul, cel de sus, este mama noastră. Nu știu dacă la mine e problema sau la sora Alina. Eu nu aud nimic. Nu, s-a auzit? Acum se aude. Cred că la mine a fost problema. S-a oprit la jumătate de citit. Nu știu voi dacă ați auzit, este ok. Internetul. S-a auzit. Ok, mergem la următoarele versete. Poți continua, sora Alina. Fiindcă este scris, bucură-te, stearpo, care nu naști deloc. Durerile care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabă. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Galateni 4, 2. Din păcate, la mine se întrerupe. Nu știu dacă se va auzi ce vorbesc. Acum am auzit sau nu? Da. Da, deci s-a întrerupt de câteva ori, probabil la mine iară semnalul ceva. Dar probabil că... Nu știu, să vedem. Deci, haideți să citim primul paragraf. Atât de Ștefan a zis că poate citi. Momentul dintâi a fost defectuos. A fost imperfect din cauza promisiunilor, pentru că a fost așezatului prin care ei au promis să facă ceva ce le era imposibil să facă. Da, deci așa cum am spus, asta este concluzia din săptămâna trecută. Primul legământ sau legământul de la muntele Sinai a fost defectuos din cauza promisiunilor poporului. Ei au promis anumite lucruri, adică vor împlini regele Dumnezeu în timp ce nu puteau să facă acest lucru. Și acum, întrebarea la care
cu care de fapt am terminat studiul din săptămâna trecută. Sora Mihaela, citește. De ce atunci le-a fost îngăduit de Domnul să intre într-un astfel de legământ? Nu știa el că poporul nu putea face ceea ce au promis să facă? Cu siguranță că a știut. Sigur, că Dumnezeu le știe toate lucrurile, este atotștiitor. El de la început știa că poporul cu siguranță nu poate să facă ceea ce a promis. Și întrebarea este, de ce Dumnezeu a îngăduit să intre într-un astfel de legământ? Dacă el știa, ce credeți? Dumnezeu știa, dar poporul știa că nu poate să facă toate cele lucruri pe care le-au promis? Da, eu cred că era nevoie ca și noi astăzi să ne vedem neputința. Da, corect. Deci, când vorbim despre muntele Sinai, poporul a promis că va face tot ce a zis Domnul. Adică va împlini toate poruncile lui. Dumnezeu știa că ei nu pot să facă aceste lucruri. Dar poporul știa că nu poate să facă acele lucruri? Nu, nu știa. Așa. Ei au promis. Sigur, deci nu a fost o promisiune știind că nu pot să facă. Ei au fost sinceri, ei credeau că pot să facă. Și au făcut această făgăduință. Deci citim următorul paragraf. Cine poate citi pe rând? Dar poporul... Ok, citește, Mihaela. Dar poporul nu a știut. După ce au trăit în mijlocul idolatriei și corupției, nu mai avea o concepție reală despre sfințenia lui Dumnezeu, despre nespusa păcătoșenie a inimilor lor, despre completa lor incapacitate în ei înșiși de a da ascultare legii lui Dumnezeu și despre nevoia lor de a avea un mântuitor. Trebuiau să fie învățați despre toate acestea. Dumnezeu i-a condus la Sinai. Acolo și-a manifestat slava. Le-a dat legea sa împreună cu făgăduința de a primi mari binecuvântări dacă vor asculta. Așa. Deci ceea ce am citit acum este din Patriarhul Profeții un citat, în care spiritul profetic ne spune clar că poporul acesta, care a fost mulți ani, de fapt toți care au ieșit din Egipt, s-au născut în Egipt, acolo a fost născut întreaga generație. Deci ei de mici au crescut acolo, într-o țară idolatră, și chiar dacă știau ceva despre Dumnezeul lui Avraam, sigur că părinții le-au învățat, totuși ei și-au pierdut această credință pe care a avut-o Avraam. Și nu înțelegeau că, de fapt, ei nu pot să împlinească sau să asculte de legea lui Dumnezeu și nu înțelegeau că au nevoie de un mântuitor. De aceea Dumnezeu trebuia să le învețe toate aceste lucruri. El știa că ei nu pot să asculte de legea și totuși i-a dat legea ca să-i învețe să-și vadă neputința lor, să-și vadă slăbiciunea cărnii. Ce știm mai departe tot din Spiritul Profetic, următorul paragraf? Sora Alina. Poporul nu-și înțelegea stare păcătoasă a propriilor inimi și că fără Hristos le era imposibil să păzească legea lui Dumnezeu. Așa că în grabă au intrat în legământ cu Dumnezeu, simțind că erau capabili să-și formeze propria lor neprihănire, au declarat, vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Da, mulțumim. Da. Nu facem și noi uneori acest lucru? Simțind că suntem în stare să ne formăm propria neprihănire. Chiar dacă nu recunoaștem în cuvinte acest lucru, dar uneori poate credem că putem face anumite lucruri și atunci facem făgăduințe. Promitem lui Dumnezeu să facem anumite lucruri și ne trezim că am promis și am călcat promisiunile.
Poporul, spune aici, nu-și înțelegea starea păcătoasă a propriilor lor inimi. Ei nu înțelegeau cât de păcătoși sunt. De multe ori când discutăm cu oamenii și când spunem că noi din fire, din natura noastră căzută, păcătoasă, suntem la fel ca toți ceilalți oameni de pe acest pământ. Unii oameni au făcut lucruri rele, foarte rele, în fapte. Alții poate nu au făcut. Dar în natura noastră decăzută, având mintea carnală, noi cu toți suntem la fel. Adică 100% păcătoși. Că n-au fost anumite ocazii ca să facem anumite păcate, asta e altceva. Că Dumnezeu ne-a protejat, ne-a ținut să nu facem anumite păcate, da, e adevărat. Dar fără Dumnezeu, noi, ca oamenii, sunt toți la fel. Ei, poporul acesta nu înțelegea această stare păcătoasă și nu înțelegeau că fără Hristos este imposibil pentru ei să păzească legea lui Dumnezeu. De aceea au intrat în acest legământ, promițând că vor face și vor asculta de tot ce a zis Domnul. Este o mână ridicată? Sau, da, sora Lina, ai mână ridicată de dinainte sau vrei să comentezi ceva? Am crezut că trebuie să o las ridicată, deci trebuie să o las jos. Da, 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 da. Atunci când vrei să comentezi, să spui ceva, da, trebuie mâna ca da, să știm. Am crezut că aceia care citesc trebuie să țină mâna ridicată. Nu. Eu dacă nu văd mâna ridicată, nu știu cine vrea să vorbească. Deci dacă cineva vrea să comenteze, să spună ceva, e bine să ridicem mâna, ca să știm. Da. Ok, mergem mai departe. Cine citește următorul? Fratele Ștefan. Cred că el este pe rând. Dacă nu greșesc, nu știu. Citește, Ștefan. Întrucât poporul nu cunoștea aceste lucruri esențiale despre ei, completa lor incapacitate, etc., întrucât nu-L credeau pe Dumnezeu ca să poată cunoaște acestea și pentru că trebuia să fie învățați despre toate acestea, singurul mijloc eficient prin care puteau fi făcuți să învețe ceea ce nu știau era să fie lăsați să încerce și să dea greș. În felul acesta aveau să învețe din experiență că nu puteau de la ei însăși să-și formeze o neprihănire a lor, asemenea neprihănirii lui Dumnezeu. Apoi aveau să fie dispuși să accepte prin credință neprihănirea lui Dumnezeu. Ceea care se formează prin credință. Toate acestea sunt foarte limpezi având în vedere circumstanțele cazului. Citind aceste cuvinte, eu cred că este clar de ce Dumnezeu a dat legea sa scrisă pe table de piatră. Noi am studiat și am văzut că nu a fost în planul lui Dumnezeu ca aceste porunci, 10 porunci, să fie date vreodată pe table de piatră. Nu a fost în planul lui Dumnezeu. Pentru că locul legii nu este pe piatră. Locul legii lui Dumnezeu este în inima omului. Dacă omul are credință, așa cum avea Avraam, legea lui Dumnezeu va fi scrisă în inima omului. Și atunci omul nu are de lege scrisă în afara lui, adică pe table de piatră. Dar pentru că poporul nu avea credința lui Avraam și neavând credință, Dumnezeu nu putea să-și scrie legea sa în inimile lor, dar iar în același timp au promis că vor asculta și vor păzi legea lui, Dumnezeu a intrat în legământ cu ei ca să îi ajută să înțeleagă că promisiunea lor nu are nicio valoare, că ei nu pot să facă lucruri pe care le promit. Ei trebuiau să învețe lucruri pe care nu le știau. Dumnezeu le-a lăsat sau le-a încercat, i-a dat să încerce să facă. I-a dat poruncile, scrise pe tablă de piatră,
și a spus, acestea sunt poruncile mele, păziți-le. Ei au încercat și au căzut, au făcut vițel de aur. Și în felul acesta, cum spune aici Jones, ei trebuiau să înțeleagă că nu sunt în stare, prin propria lor putere, să-și formeze o neprihănire lor proprie. Oricând omul încearcă să păzească legea lui Dumnezeu în afară de Hristos, rezultatul va fi păcat, va fi cădere. Dar aceste căderi, Dumnezeu le folosește ca să ne aducă la Hristos și să ne dea neprihănirea Lui. Hai să citim mai departe următorul paragraf. Dar puțin, așa, asta este. Următorul care citește, nu mai știu, pe rând. Cred că eu, dacă sunt de când suntem okay. De trei. Ok, da. Așa cum am văzut într-un studiu anterior, înainte ca ei să plece din Egipt, Domnul a zis, veți fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul vostru. Și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Nu este limpede că dacă ar fi crezut acestea, nu ar fi găsit că e necesar să intre într-o astfel de tranzacție prin care să obțină ca Domnul să fie Dumnezeul lor și să se facă ei poporul lui? Așa. Deci dacă Dumnezeu deja a spus că ei sunt poporul lui, atunci de ce trebuia mai târziu să facă anumite lucruri ca să obțină ca Domnul să fie Dumnezeul lor, dacă El deja i-a spus că este Dumnezeul lor. Prin legământul pe care El l-a făcut, adică promisiunea lor, ei de fapt singuri și-au luat această însărcinare să câștige favoarea lui Dumnezeu, adică noi facem și dacă facem, Tu vei fi Dumnezeul nostru. Dumnezeu înainte i-a spus, voi sunteți poporul meu. Dar i-a zis, nu, nu, noi mai întâi vom asculta, vom face și prin aceasta vom merita să fim poporul tău. Adică vechiul legământ este un legământ în care omul încearcă prin meritele sale să câștige favoarea lui Dumnezeu și neprihănirea lui, bineînțeles. Citim următorul paragraf. Am ridicat mâna că vreau să spun ceva. Da, spune. Mă gândesc că poruncile, așa cum am mai studiat fiecare în original, ele nu sună să nu faci. Ci, pentru că eu sunt Dumnezeul tău, tu nu vei face. Nu vei minți, nu vei fura. Deci era clar că ei trebuiau întâi să înțeleagă că El e Dumnezeul lor. Da. Ca și noi astăzi. Spiritul profetic ne spune foarte clar că cele 10 porunci sunt 10 făgăduințe. Ele sunt date în forma să nu faci din cauza legământului pe care poporul l-a făcut la Sinai. Dar în realitate, legea lui Dumnezeu nu este, cum să spunem asta, să nu, negativă, ci este pozitivă. Dacă voi veți crede și mă lăsați ca eu să fiu Dumnezeul vostru, atunci eu voi face. Adică eu vă face să nu vă faceți idolii, eu vă face să respectați sabatul, să nu ucideți, să vă respectați părinții, pentru că puterea de a face este al Domnului. Omul nu are nicio putere. Tot ce poate să facă Domnul este păcat. Dar Dumnezeu, scriind legea sa în inimile noastre, locuind în noi prin Duhul Său cel Sfânt și noi devenind partași de natura divină, atunci El face lucrările sale prin noi, așa cum El, Tatăl, a făcut lucrările sale prin Hristos. Nu? Domnul Hristos a spus, lucruri pe care le fac, nu le fac eu, ci Tatăl care lucrește în mine. Cuvintele pe care le spun, nu le spun eu, ci Tatăl care lucrește în mine. Același lucru trebuie să fie și cu fiecare dintre noi. Lucrurile pe care le facem, nu trebuie să le facem noi, ci Dumnezeu care lucrește în noi.
cuvintele pe care le spunem nu trebuie să le spunem noi, ci Dumnezeu care locuiește în noi. Ok, citim următorul paragraf. Amin. Sora Mihaela, rând. Dacă este aici, dacă poate. Dacă ar fi crezut pe cuvântul lui, că el era deja Dumnezeul lor și că astfel erau deja poporul lui. Dacă ar fi știut că el era deja Domnul Dumnezeul lor, ar mai fi găsit că e necesar să promită că vor păzi cu adevărat legea lui ca să poată fi poporul lui și pentru ca el să fie Dumnezeul lor? E limpede că nu. Deja am vorbit despre acest lucru, așa că mergem mai departe. Următorul paragraf. Fratele Ștefan. Da. Citește. Dacă ar fi crezut că Domnul avea să le dea ca moștenire ceea ce a jurat să dea lui Avram, Isaac și Iacov, ar fi putut găsi loc pentru tranzacția în care au intrat și conform căreia, prin fapte, să dobândească ca plată moștenirea aceea. E limpede că nu. Da, noi am studiat și am văzut că Dumnezeu a promis lui Avram moștenirea veșnică, adică nou pământ. De asemenea, a promis lui Isaac același lucru. Și ei au crezut pe Domnul și, bineînțeles, promisiunea este a lor. La înviere, ei vor primi lucrurile care i-au fost promise. Acum, dacă Dumnezeu a promis, el nu a spus lui Avram, dacă faci anumite lucruri, dacă tu păzești poruncile mele. Nu. Dumnezeu a făcut făgăduința. Și spune Biblia în Geneza, capitolul 15, Avram l-a crezut pe Domnul și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. În schimb, atunci când Dumnezeu, pe muntele Sinai, a venit cu același făgăduință, Dumnezeu vrea să facă același legământ cu poporul său, poporul, în loc să răspunde prin credință, a răspuns prin făgăduință. Vom face tot ce a spus Domnul. Dacă ei ar fi crezut că Domnul avea să le dea ca un cadou, un dar din partea lui, ca moștenire ceea ce a jurat să dea lui Avraam, atunci, sub nicio formă, ei nu ar fi intrat în acest legământ care, cum zice aici, prin fapte, să dobândească ca plată moștenirea aceea. Moștenirea este prin făgăduință, care se primește prin credință. Nici de cum prin fapte. Aici este problema cu vechiul legământ. Vechiul legământ este, de fapt, promisiunea omului că va face lucruri pe care Dumnezeu le cer de la el și că, drept răsplata, Dumnezeu îi va da viața veșnică. Dumnezeu știa că ei nu pot să facă acest lucru, i-a lăsat, i-a dat legea și, așa cum am văzut, au căzut. Au călcat promisiunea lor. Era încă o soră care a citit, nu am văzut cine a fost. Poate citi acest verset, acest paragraf, dacă este aici. Sora Cecilia. Da. Sora Cecilia, poți citi? Poate nu ne aude. Atunci, sora Alina. Vreau să spun, dacă cineva între timp dorește să citească, poate să ridice mână. Sora Alina, poți citi acum? Da, imediat. Okay. Cu alte cuvinte, dacă ar fi primit pe Dumnezeu prin credință, împreună cu ceea ce le-a promis înainte să iasă din Egipt, ar mai fi găsit ei că e nevoie de a face ceva pentru a-L câștiga prin faptele lor pe El împreună cu toate cele promise? Așa. Următorul.
Păi este același. A, cu alte, iar, cu alte cuvinte, dacă ei ar fi cunoscut legământul lui Dumnezeu cu Avram, legământul cel veșnic, și ar fi fost în el, ar mai fi găsit ei că e necesar să cunoască sau să intre în acest, în acest alt legământ la Sinai, legământ care în esență era al lor, pentru că se întemeia doar pe promisiunile lor, e limpede că nu. Așa. Clar că ei nu cunoșteau acel legământ pe care Domnul a făcut cu Avraam, legământul cel veșnic, sau cel pe care noi astăzi îl numim legământul cel nou. Din acest motiv, pentru că nu au cunoscut acel legământ, ei au intrat într-un alt legământ. Legământul, cum zice aici, în esență era legământul lor, pentru că se baza sau se întemeia doar pe promisiunile lor. Următorul paragraf. Cred că Dumnezeu, aș vrea să spun aici, da, cred în toată inima că Dumnezeu cunoaște starea, așa cum a zis mai devreme, ei uitaseră de adevărata sfințenie a lui Dumnezeu. Dumnezeu știa ce pot ei și ce nu pot și aveau nevoie să li se deschidă ochii. Corect. Deci da. Dumnezeu, în bunătatea lui, ține cont de starea omului, știe că suntem decât țărână. Da. Știți cum? Și noi astăzi... Poate credem că putem face anumite lucruri și nu suntem conștienți că nu putem face acele lucruri. Dumnezeu știind că noi nu, cu siguranță vom eșua, totuși, ca să ne trezească, să înțelegem acest lucru, că nu putem face, El ne lasă. Ne lasă să mergem înainte, să ajungem la acele momente când vom cădea, crezând sau sperând Dumnezeu că căderile noastre ne vor trezi, să înțelegem nevoia de El, că avem nevoie de El și fără El nu putem face nimic, și atunci să-L căutăm pe El. Este exact ceea ce descrie Pavel în Romanii, capitolul 7. Acolo avem un om care cunoaște legea lui Dumnezeu și vrea să o împlinească. Deci nu e vorba de un ipocrit. Este vorba de un om sincer care vrea să împlinească, să păzească legea lui Dumnezeu. Și încearcă. Dar găsește în el o altă lege, legea păcatului, găsește în el o putere care îl face incapabil să facă ceea ce el dorește, adică să fie credincios lui Dumnezeu. Este descris un om care trăiește în vechiul legământ. Are dorințe bune, poate face promisiuni și face un efort să facă acele lucruri. Dar acea putere a păcatului care este în el îl face incapabil să facă ceea ce el dorește să facă. Dumnezeu știe acest lucru și îl lasă. Îl lasă o perioadă de timp ca el să ajungă la acel moment când își dea seama că toate eforturile lui sunt în zadar, că n-au absolut nicio putere. Și atunci începe să strigă, o, nerciutul de mine! Este momentul când omul îl caută pe Dumnezeu. Și este momentul când omul din vechiul legământ intră în nou legământ. Și capitolul 8 din Romanii descrie omul care a intrat în un nou legământ. Omul care l-a primit pe Hristos și acum trăiește nu prin îndemnurile firii, ci prin îndemnurile Duhului. Este făcut neprihănit, este făcut împlinitor al legii. Adică prin puterea lui Dumnezeu, este făcut ceea ce el a încercat ani de zile, poate, sau luni de zile, să facă. Citim următorul paragraf. Fratele Ștefan. Dacă mergem cu gândul înapoi la ceea ce este în original, în paralela din versetele din Galaten, întrebarea paralelă este... Citește și următorul. De aici, dacă Sarai și Avraam. Da. Dacă Sarai și Avraam ar fi crezut promisiunea lui Dumnezeu și s-ar fi ținut doar de aceasta, ar fi avut vreodată loc Ismael în familia lui Avraam? S-ar fi născut vreodată doi fii lui Avraam? E limpede că nu. Așa, deci acesta este foarte interesant. Noi am studiat deja, dar este bine să repetăm. Noi știm că Avraam, în Geneza capitolul 12, a primit făgăduință din partea Domnului.
că el va fi moștenitorul unei împărății. Și e clar, în Pavel în Evrei spune că este vorba despre noul pământ. Avram a crezut. În capitolul 15, Dumnezeu face un legământ cu el și promite că va avea un fiu, un moștenitor. Spune clar acolo în acel verset că Avram a crezut. Și totuși, mai târziu, după 2 ani, de la capitolul 15 până la momentul când Sara și Avram au făcut planul cu Agara, au trecut 2 ani. Copilul acela nu s-a născut. De la prima făgăduință a fost dată când Avram avea 75 de ani. Geneza capitolul 12. Geneza capitolul 15 este după 8 ani. Avram are 83 și mai târziu, după 2 ani, copilul nu se naște, adică a trecut 10 ani de la făgăduință. Acum, Dumnezeu când promite ceva, noi de obicei ne așteptăm că el să facă cât mai repede. Dumnezeu a spus, Avraame, vei avea un fiu și Avraame probabil s-a gândit, va avea într-un an maxim. Au trecut 2 ani și nimeni nu se naște copilul. Și atunci el și Sara fac un plan, adică care a fost planul? Sara a venit la Avram și a spus, uite, Dumnezeu ți-a promis că tu vei avea un fiu. Dar Dumnezeu nu face nimic. El așteaptă ca noi să facem partea noastră. Adică Dumnezeu nu poate face nimic dacă noi nu îl ajutăm. Și cum să-l ajutăm? Uite, eu nu pot să nasc copii. Am o roabă, Agara, ți-o dau pe ea și cu ea faci un copil. Și așa Dumnezeu va împlini această făgăduință, dar noi îl vom ajuta, pentru că el nu are cum să facă singur. Dar întrebarea este aici, dacă Sara și Avraam ar fi crezut promisiunea lui Dumnezeu, că Avraam va avea un fiu, și bineînțeles, Sara fiind soția lui, copilul acesta trebuia să vină prin Sara. Dacă ei doi ar fi crezut planul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, s-ar fi născut vreodată Ismail? Noi ar fi citit astăzi în Biblie despre Ismail? Sau nu? Nu, cu siguranță. Și multe nenorociri nu s-ar fi întâmplat. Corect. Deci, în planul lui Dumnezeu, Ismail nu trebuia să existe. El a venit la existență doar prin necredința lui Sara și Avraam. Și noi am citit în Galateni capitolul 4 că Agar și Ismael sunt vechiul legământ. Dacă Ismael nu trebuia să existe în planul Dumnezeu, întrebarea este, legământul de pe muntele Sinai, vechiul legământ, trebuia să existe? Nu. Citim acum. Sora Mihela, cred că e pe rând. Dacă este aici. Ovidiu, a venit tu? E limpede, deci, că niciodată nu a fost nevoie ca Avram să aibă mai mult decât un fiu, mai mult decât fiul pe care l-a promis Dumnezeu. Totuși, acestea sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai naște pe robie. Și este Agar. Da. Deci, ceea ce am spus mai devreme, Avram nu trebuia să aibă al doilea copil, adică Ismail, decât Isaac a fost în planul Dumnezeu. Mergem mai departe. Sora Cecilia. Și întocmai cum nu a fost deloc nevoie ca Avram să aibă mai mult decât un fiu, fiul pe care l-a promis Dumnezeu, tot așa nu a fost nevoie ca Israel să aibă mai mult decât un legământ. Legământul lui Dumnezeu cu Avram, legământul cel veșnic. După cum nu era nevoie de doi fii, nu era nevoie de două legăminte. Așa este. Dumnezeu are un singur legământ. Acel legământ a fost făcut
în zilele veșniciei între Tatăl și Fiul. Legământul cel veșnic, legământul de pace, este singurul legământ care oferă mântuire, pentru că se bazează pe credință. Acel legământ a fost dat lui Adam, după căderea lui în păcat. Același legământ a fost dat lui Noe. Mai târziu, Dumnezeu a dat acest legământ lui Avraam, lui Isaac, fiul lui Avraam, lui Iacov. Este singurul legământ prin care omul poate fi mântuit. Dar din cauza necredinței, așa cum Avraam și Sara nu aveau credință și au pierdut credință și au dat naștere unui copil care nu era în planul Dumnezeu, tot așa, din cauza necredinței poporului lui Dumnezeu care a ieșit din Egipt, s-a născut sau s-a făcut un alt legământ care nu a fost niciodată în planul lui Dumnezeu. Acum, în Galatenii capitolul 4, citim că Ismael a fost născut în chip firesc și a fost născut rob, pentru că mama lui a fost o roabă. Vechiul legământ naște doar pentru robie. Oamenii care sunt sub vechiul legământ sunt robi ai păcatului. Ei au intenții bune, ei au dorințe bune, doresc să împlinească legea lui Dumnezeu, depun efort pentru acest lucru, dar ei sunt robi, nu sunt oamenii liberi. Dacă cineva este rob, poate să facă doar ce stăpânul lui îi spune să facă. Și când omul este rob al păcatului, nu contează cât de multe făgăduințe face. Nu contează cât de mult efort folosește. Rezultatul totdeauna va fi păcat. Și noi am văzut că cele două legăminte nu depind de timp. Adică, așa cum mulți creștini cred, că vechiul legământ a fost de la Adam până la Hristos și s-a terminat și noul legământ este de la Hristos până astăzi. Nu. Cele două legăminte depind de starea inimii omului. De aceea ele merg paralel, de la început, de la Adam până astăzi. Oamenii au fost, care au trăit pe acest pământ, ori sub vechiul legământ, ori sub nou legământ. Care e diferența? Cei care sunt sub vechiul legământ trăiesc prin fapte, faptele legii. Ei încearcă să câștige mântuirea prin faptele lor. Și ei trăiesc în păcat. Chiar dacă ei pretind sau mărturisesc credința, și putem spune credința în solia Îngerului al treilea, viața lor dovedește că ei sunt în vechiul legământ. Laodiceea este exact un popor care trăiește sub vechiul legământ. Un popor care crede că este bogat, s-a îmbogățit, dar în realitate este sărac, orb și gol. Oamenii care sunt fără Hristos, dar încearcă și luptă și depun multe eforturi, fac și lucrare, așa se numesc ei, lucrare pentru Domnul, evangelizări și tot felul de lucrări, dar trăiesc în păcat. Nou legământ este un legământ al credinței. Omul care este sub nou legământ, prin credință, îl are pe Hristos în inima lui. Și Hristos fiind în inima lui, legea lui Dumnezeu este scrisă în inima lui. Și atunci, faptele pe care le face sunt faptele lui Hristos, faptele lui Dumnezeu. Omul acesta este, cum să zic, sub nou legământ și este singurul care poate fi mântuit. Cei care sunt sub vechiul legământ, chiar dacă toată viața depun tot felul de eforturi, vorbesc despre credință, despre Dumnezeu, despre adevăr, poate cunosc Scriptura, poate cunosc doctrine. Toată viața lor de creștini, dacă nu înțeleg acest lucru și nu, cum spunem mai departe, izgonește pe roaba, adică nu izgonesc vechiul legământ și nu intră sub nou legământ, toată viața lor de credință va fi în zadar. Va fi o pierdere de timp.
pentru că nu vor fi mântuiți. Sub vechiul legământ, niciunul nu poate fi mântuit. Pentru că moștenirea veșnică este pentru oamenii liberi, oamenii care sunt născuți de Sara și care sunt reprezentați de Isaac. Sara a fost o femeie liberă și Isaac a fost un om liber. Cei care sunt născuți de Agar și reprezentați de Ismael sunt oamenii sclavi sau rob, care nu vor fi niciodată mântuiți. După cum nu era nevoie de doi fii, tot așa nu era nevoie de două legăminte. Este clar acest lucru. Să mergem mai departe. Cred că sora Alina la pe rând. Și după cum datorită necredinței și lipsei de încredere în Dumnezeu, Agar și Ismael au fost introduși în scenă tot așa, datorită necredinței și lipsei de încredere în Dumnezeu, a fost introdus în scenă legământul de la Sinai. Așa, mergem mai departe. Și după cum datorită... Nu. Aici. După cum Agar și Ismael nu au fost recunoscuți niciodată ca aparținând de făgăduința făcută de Dumnezeu de a da lui Avram un fiu, tot la fel, legământul de pe Sinai nu a fost recunoscut niciodată ca aparținând făgăduinței lui Dumnezeu de a salva omenirea. Corect. Așa că, citind aceste cuvinte, putem înțelege că subiectul principal în epistola către galatenii este cele două legăminte. De multe ori sunt multe discuții despre care lege vorbește Pavel în Galatenii? Lege ceremonială sau lege morală? Și aici oamenii teologi sunt împărțiți. Unii spun că e vorba de legea morală, alții de lege ceremonială. Noi am studiat și cred că este clar acest lucru, despre ce lege e vorba. Dar nu asta este subiectul principal. Subiectul principal este adevărul despre cele două legăminte. Pentru că Pavel vrea să arate celor din Galatia că lăsându-se înșelați de farisei, de iudei care au, așa cum spune, care crezuseră și i-au dus o altă învățătură, o altă evanghelie, vreau să arate că prin aceasta, încercând prin propriile lor fapte, faptele legii, să ajungă la neprihănire, prin aceasta ei de fapt au căzut sub vechiul legământ. Asta este scopul lui Pavel să arate în epistola către galatenii, celor din Galatia. Următorul paragraf. Sora Mihela. Așa cum Agar și Ismael au trebuit să fie alungați și tot ceea ce i-a introdus în scenă a trebuit să fie renegat complet, pentru ca fiul promis de Dumnezeu să aibă locul care îi se cuvenea, în același fel legământul de la Sinai a trebuit să fie alungat și tot ceea ce l-a introdus în scenă trebuia să fie complet renegat din partea poporului, pe ale căror promisiuni se baza legământul, pentru ca legământul original al lui Dumnezeu, legământul făcut cu Avraam, legământul cel veșnic, să aibă locul care îi se cuvine în viața și în mântuirea oamenilor. Așa. Deci nu putem în același timp să avem și vechiul legământ și nou legământ. Ori avem pe unul, ori celălalt. Așa cum și Avraam nu putea să rămâne cu ambele soții, Agar și Sara. Și nu putea să rămâne cu ambii fii, Ismael și Isaac. Unul trebuia să fie alungat. În cazul acesta, bineînțeles, Agar și Ismael au fost alungați, tot așa că un om să intre în nou legământ, vechiul legământ trebuie să fie alungat. Și trebuie, bineînțeles, prin pocăință, omul să recunoască că toate făgăduințele lui și toată puterea pe care a depus-o pentru a împlini aceste făgăduințe este zero, este nimic. Asta înseamnă, vă amintesc de, știu că de recent cineva mi-a spus că a învățat deja această definiție pe de rost despre ce înseamnă neprihănirea prin credință. Este scrisă în cartea Mărturii pentru pastori. Este lucrarea lui Dumnezeu de a arunca slava omului în țărână. Vechiul legământ, de fapt, Dumnezeu l-a îngăduit să intre poporul cu el, doar că slava lor, eu lor să fie aruncată în țărână. Dumnezeu știa că ei nu pot să facă ceea ce au promis. Dar
le-a lăsat să încerce. Și după ce au căzut, eul lor a fost distrus și au fost pregătiți, cum spune, vom vedea Spiritul Profetic mai târziu, au fost pregătiți ca să intre în nou legământ. Citim mai departe. Faptele Ștefan. Totuși, după cum necazurile și eșecurile Sarei și al lui Avram, datorate planului prin care i-au introdus pe Agar și Ismail, au fost mijloace de a duce în cele din urmă în punctul în care, fără rezervă, s-au încrezut doar în făgăduința lui Dumnezeu, tot la fel, necazul și eșecul jalnic experimentat de Israel în primul legământ i-a condus să aprecieze și să se încreadă cu totul în legământul original al lui Dumnezeu. Legământul făcut cu Avram, legământul cel veșnic pe care li l-a dat înainte ca ei să iasă din Egipt. Așa. Următorul paragraf, citește mai departe. Căci, așa cum am văzut, Israel a călcat atât legea lui Dumnezeu cât și legământul lor de a nu călca. Iar când Moise a coborât de pe munte, având în mâini tablele legii, de care ei s-au angajat prin legământ să asculte cu adevărat, și a văzut ce făcuseră, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. Simbolizând în felul acesta că așa cum ei au stricat legământul lor cu Dumnezeu și Dumnezeu a sfărâmat legământul lui cu ei. Da, este citat din Patriarhi și Profeți, pagina 320. Să mergem mai departe, că ceea ce am citit acum deja am spus. Ovidiu, poți citi tu? Atunci ei și-au dat seama că au eșuat, că sunt complet neputincioși și că toate resursele le sunt complet epuizate, deoarece nu puteau spera să obțină favoarea lui Dumnezeu pe baza unui legământ pe care ei îl călcaseră. Iar acum, văzându-și starea păcătoasă și nevoia de a primi iertare, au fost conduși să simtă nevoia lor de a avea acel mântuitor descoperit prin legământul avraamic și prezentat în umbră de jertfele de animale aduse acum prin credință. Acum erau pregătiți să aprecieze binecuvântările noului legământ. Da, dacă suntem atenți la ce citim aici, putem să vedem cum legea ne-a fost dată să ne fie un îndrumător spre Hristos. Deci avem un popor care a ieșit din Egipt, un popor care nu are credință, dar care crede că poate să păzească poruncile lui Dumnezeu. Tot ce a spus Domnul, așa au spus ei. Acum, Domnul știa acest lucru, că ei nu pot să facă acele lucruri, dar ei nu știau. Și atunci el le-a dat legea, scrisă pe tablă de piatră. Cu alte cuvinte i-a spus, iată, acestea sunt poruncile mele, eu vreau să le păziți. Ați promis că veți face? Iată, faceți. Și ei au încercat să facă. Dar au făcut un vițel de aur. Au căzut. Au călcat promisiunea lor. Au călcat porunca lui Dumnezeu. Cel puțin porunca a doua. Și porunca întâi, bineînțeles. Și această cădere, de fapt, le face pe ei să simtă nevoia lor de a avea acel mântuitor descoperit prin legământul avraamic. Adică legea a fost dată ca ei, călcându-o, să-și dea seama că promisiunea lor nu are nicio valoare, că ei nu au putere să facă ceea ce Domnul dorește de la ei să facă. Și atunci, când omul se uită la lege, încearcă să o plinească și cade. Astăzi, mâine, poimene, tot timpul cădere. Atunci omul înțelege că
ceva nu este în regulă. Legea este bună, dreaptă, nu? Așa spune Pavel. Dar eu nu am putere să o împlinesc. Și omul își dă seama că, de fapt, în legea nu este nicio putere ca omul să devină neprihănit. O lege doar îi descoperă ceea ce Dumnezeu așteaptă de la om și, bineînțeles, îi descoperă că ceea ce omul face este păcat. Și atunci omul este condus prin lege la adevărata sursă prin care poate primi neprihănirea. Și acesta este Hristos. Legea ne-a fost dat ca un îndrumător spre Hristos. Legea ne conduce la Hristos. Dacă am ajuns la Hristos, am primit neprihănirea independent sau fără lege, cum spune Pavel. Fără fapte. Neprihănirea lui Hristos este dată ca un dar, prin credință. Dar când noi spunem că omul a primit neprihănirea lui Hristos sau neprihănirea lui Dumnezeu, aceasta nu este doar o, cum să spun, o afirmație legală. Adică Dumnezeu spune ceea ce de fapt nu face în om. Omul este păcătos, dar Dumnezeu spune ești neprihănit. Nu! Neprihănirea, când Dumnezeu îți dă neprihănirea lui, El îți dă de fapt Duhul lui. Și Duhul lui care este acum în om, de fapt, înseamnă că legea lui Dumnezeu este scrisă în inima omului. Și omul nu doar că e declarat neprihănit, ci omul este făcut neprihănit. De obicei, oamenii cred așa, Dumnezeu mai întâi te declară neprihănit, dar nu ești neprihănit. Și după aceea începe un proces de sfințire, care știm că este... Cât timp durează sfințirea? O viață. O viață întreagă. Păi dacă sfințirea durează o viață întreagă, înseamnă că omul niciodată nu poate fi pe deplin neprihănit. Dacă, repet, dacă neprihănirea pe care omul o primește de la Dumnezeu este doar o declarație și după aceea omul începe să se sfințească, adică să devină puțin câte puțin, câte puțin, câte puțin neprihănit. Înseamnă că niciodată nu poate să ajungă la neprihănire desăvrășită. Dar dacă înțelegem că atunci când Dumnezeu declară un om neprihănit, El îl face neprihănit și procesul de sfințire nu este dobândirea neprihănirii, ci este creșterea în Hristos. Omul la fiecare etapă, la fiecare pas în creșterii sale este neprihănit. Așa cum un copilaș, știți, un copilaș, un bebeluș, când s-a născut, el, după 10 zile, după ce s-a născut, la vârsta lui, este desăvrășit. Dar nu merge pe picioare. După, nu știu, 2-3 ani, începe să meargă pe 4 picioare, nu? Cu mâine se ajută. Este desăvrășit. Pentru că la vârsta lui, nimeni nu așteaptă ca un copil să meargă pe 2 picioare. Dar el crește. Crește mai mare, mai mare, mai mare, până ajunge un om mare. Asta este procesul de sfințire. Atunci când omul e născut din nou, el este desăvrășit, făcut neprihănit. Pentru noi spune cum e posibil. Da, este Dumnezeu când spune un lucru, tu ești neprihănit. Când Dumnezeu spune un lucru, acest lucru se face, are loc. Să fie lumină. A fost lumină imediat. Dacă omul crede cu adevărat, atunci este neprihănit. Și acum începe să crească. Până ajungem la, cum spune Pavel acolo, la omul, la statura plinătății lui Hristos. Dar la fiecare pas, la fiecare etapă al creșterii, al sfințirii, sfințenii nu trebuie să fim neprihăniți. Mergem mai departe, următorul citat. Cine citește? Deci nu mai știu pe rând, așa că cine dorește? În felul acesta, legământul de la Sinai i-a condus la legământul făcut cu Avram. Primul legământ i-a condus la cel de-al doilea. Vechiul legământ i-a condus la noul legământ. În felul acesta, legea care era baza acelui legământ, legea încălcată, legea sfărâmată,
a fost îndrumătorul care i-a condus la Hristos, să poată fi îndreptățiți prin credință. Da, deci exact ce am spus, așa că nu ne oprim aici, mergem mai departe. Este ultimul paragraf pentru seara aceasta. Citește Ștefan și acesta. Sau dacă nu citesc eu. Vă rog, studiați aceste lucruri în mod amănunțit și cu atenție, deoarece în studiile următoare vom trece la studierea noului legământ. Deci în seara aceasta am terminat cu vechiul legământ și săptămâna viitoare vom studia noul legământ. Așa cum am spus de câteva ori, atunci când vorbim despre Solia 1888, trebuie să înțelegem că esența acestei solii, de fapt, au fost cele două legăminte. Jones și Wagoner au venit cu o învățătură nouă, care nu era recunoscută până atunci în biserică, și această învățătură despre cele două legăminte a întâmpinat o mare opoziție. Și pot să vă spun că până astăzi, poziția lor sau înțelegerea lor despre cele două legăminte nu este acceptată oficial de biserică. Recent a fost școala de sabat lecțiunea despre legămintele și ceea ce am citit, de fapt, am văzut cu totul o altă învățătură, nu ceea ce noi studiem aici în cartea aceasta. Dacă cineva are ceva de adăugat la sfârșit, eventual vreo întrebare sau ceva de completat, putem asculta. Înainte să încheiem. Nu știu, unii nu au fost de fiecare seară de când studiem această carte. Dacă ceva nu este clar eventual sau... Vă spun și eu multă binecuvântare. Pace tuturor, fratele. De Florin, sunt, am intrat un pic mai târziu. Pace, da. Nu am documentat nimic, este adevăr, așa este cuvântul Domnului, este spiritul profeției celor doi frați inspirați, John și Wagoner. Atât aș avea și o întrebare. Unde scrie exact în Biblie, capitolul 15 și 21, unde scrie exact? Vom face tot ce ne-a spus Domnul. Unde scrie exact? Eu nu știu, n-am Biblia la mine. Exodul capitolul 19 cu 8. Deci 19 cu 8, așa? Așa, și mai târziu, după ce Dumnezeu a dat legea în capitolul 20, nu mă amintesc dacă a fost chiar în 20 sau 21, cam așa scrie încă o dată, de două ori a făcut același făgăduință. Dar nu sunt sigur. Deci 19 cu 8, sigur. Gata, frate, am înțeles. Atât am avut întrebarea asta. Restul nu am documentat nimic. Bine. La... Bine, atunci vă invit să ne rugăm. Cine dorește să... Fratele Florin, poți să ne conduci la rugăciune? Da, cum să nu, dacă... Ok, să ne rugăm atunci. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru iubitor ceresc, Iehova, venim toate aceste suflete, acest mănunchi, acești plumbi de țărână, acești aburi care apar puțin tel și apoi pierd, dar venim așa cum suntem, Doamne, și așa cum Tu ne-ai descoperit starea noastră și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai descoperit, că stăteam într-o stare de amețeală și credeam că aceasta este starea cea bună, dar de fapt eram sub vechiul legământ, așa cum biserica Ta astăzi, la Odiceea, spune că e bogată, are de toate, nu duce lipsă de nimic și de fapt nu știam că suntem păcătoși, ticăloși, sărași, nenorociților și goi. Și suntem omul cel vechi al păcatului, sub fiul legământ, și deși doream să trăim și să se împlinească legea și ne sforțam din toate puterile, dar de fapt puterea aceea care de fapt lipsește nu era în noi. Și am ajuns și noi la acel strigăt, așa cum a strigat și robul Pavel, fratele nostru, fratele tău, Doamne Iisuse,
A strigat, o nenorociții de noi, cine ne poate izbăvi de aceste trupuri de moarte, dar mulțumiri fie aduse ție, Tată, că numai prin legământul cel nou, cel veșnic, care a fost încheiat între tine, Tată, și Fiul tău, singurul tău Fiu născut din tine, real, literal, în acest legământ putem să fim izbăviți de sub vechiul legământ. Îți mulțumim, Tată, și te rugăm, fierbinte, ca această solie să fie dusă și fraților noștri și unde sunt inimi și suflete, Doamne, care se deschid pentru ca să fie izbăviți de sub vechiul legământ, să faci prin pumnii aceștia de țărână slab și nevrednici această lucrare, așa cum ai făcut-o și prin frații noștri, John și Wagoner, fă-o și în aceste vremuri din urmă în care ne aflăm, cu atât cu cât vedem că diavolul și satana își ascute și mai mult lucrarea de amăgire, de minciună, de înșelăciune în biserica ta, Doamne, cât și în întreaga lume, că el înșeală întreaga lume, și când spun întreaga lume, aici intră și Biserica Adventistă de ziua șaptea, nu trebuie să ne ferim să spunem acest lucru, că bem din paharul amețelii și am băut, dar te rugăm să iei acest pahar amețelii din mâna noastră și să nu mai bem din el, ci să bem din adevăratul pahar al binecuvântării, al noului legământ, al legământului încheiat între tine, Tată, și Fiul tău. Mustră pe satana și îngerul rei și dă la o parte, Doamne, măhrama care învăluie popoarele, și te rugăm din tot sufletul nostru, așa cum faci și în viețile noastre, dă măhrama la o parte, ori de câte ori se întoarce unul la Hristos, așa ai făcut-o și o faci și în viețile noastre, deși noi nu merităm, suntem niște păcătoși, suntem ucigași Fiului tău, Doamne, recunoaștem că noi trebuia să fi murit și nu Fiul tău, Doamne. Noi trebuia să fi fost în locul lui pe cruce și nu el să sufere această moarte batjocoritoare, pentru că el n-a păcătuit, dar noi am păcătuit. Dar tocmai de aceea el a și venit, Fiul păcăduinței, care era în cerul din Tată, și l-ai dat pe singurul tău Fiu și l-ai arătat atunci cu Isaac și Avram, și îți mulțumim din toată inima asta că în baza acestui legământ Avramii și cu Noe și cu Enoch și cu toți cei care au crezut în acest legământ să fie și în viețile noastre. Îți mulțumim pentru cuvântul Sfintelor Scripturi care ne dă lumină, al Spiritului Profeției și al slujitorilor tăi care tu i-ai inspirat prin Duhul Sfânt, și te rugăm din toată inima asta să ne călăuzești pe noi. Ne predăm pe brațul tău, îți predau pe toți frații mei, surorile de credință care sunt în acest grup și nu numai în acest grup, toți care studiază și doresc să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, Fiul tău, pe care îi trimesc să fie Mântuitorul lumii. În numele scump al Fiului tău, Iisus, te-am rugat toate aceste lucruri și credem din toată inima că tot ce am cerut am și primit. Amin. 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 Amin.